Salutare și bine ai revenit pe canalul GadgetReview.ro! Pentru cei cu apetit crescut pentru tehnologie, vin săptămâna aceasta cu o nouă porție Tech Things. Și începem cu o știre despre rachetele hipersonice, capabile să atingă viteze de până la 8.000 de km la oră, după care aflăm că Rusia este tot mai aproape de momentul în care își va înlocui soldații cu roboți, aplaudăm proiectul unui startup californian care își propune să transforme deșeurile în hidrogen verde, vorbim și despre pielea artificială care îi va ajuta pe roboți să-și însușească simțul tactil și încheiem cu un sistem creat de Microsoft ce permite minarea de criptomonede cu ajutorul undelor cerebrale. Să începem! După ce s-a făcut remarcată pentru realizarea celui mai mare avion din lume, Stratolaunch se avântă într-o nouă provocare, lansarea unei rachete reutilizabile, capabilă să atingă viteze hipersonice. Racheta denumită Talon A se vrea a fi folosită pentru transportul comercial, dar nu este exclus ca ea să ajungă să facă parte și din armata americană. Cu siguranță ar fi un instrument eficient pentru rezolvarea scenariilor de ofensivă și defensivă. Este prevăzută cu aripi delta ridicate și o coadă verticală convențională pentru a-i oferi stabilitate și control. Talon A cântărește peste 2,7 tone, are o lungime de 8,5 metri și va fi capabilă să efectueze zboruri de lungă durată la viteze de până la 8.000 de km la oră. Compania susține că în 2022 vom asista la lansarea ambițiosului vehicul aerian, iar acesta va fi urmat de o versiune mai mare, Talon Z, ce va transporta echipamente și oameni către stațiile spațiale. Dăm o tură până în Rusia, unde aflăm că aceasta este pe cale să-și mărească armata existentă cu noi capacități autonome. Mai exact, rolul soldaților pe câmpul de luptă va fi preluat de roboți în viitorul apropiat. Soldații umani vor fi înlocuiți treptat de soldații robotici, care potrivit lui Vitali Davidov, directorul Fundației de Cercetare Avansată din Rusia, vor putea acționa mai rapid, mai precis și mai selectiv decât oamenii. Se știe de ceva timp că rușii lucrează la dezvoltarea unor tehnologii extrem de avansate pentru a egala din punct de vedere al capacităților militare pe americani și pe chinezi. Așadar, dezvoltarea unor roboți militari cu performanțe speciale este una dintre prioritățile construcției militare în Rusia. Marker UGV ar putea fi unul dintre roboții care să se încadreze în standardele rușilor. Este vorba de un tank autonom, a cărui testare va începe spre sfârșitul anului. Sinceră să fiu, mi-e teamă să mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă s-ar produce al treilea război mondial. Dar mai bine rămânem într-o notă pozitivă și salutăm inițiativa unui startup californian care își propune să transforme deșeurile în hidrogen verde la un cost mai mic decât hidrogenul produs din surse regenerabile prin electroliză. E adevărat, costul depinde foarte mult de materia primă disponibilă, dar de obicei ajunge la un preț de aproximativ 5 dolari, iar în decurs de 5 ani ar putea fi redus la aproximativ 3 dolari. Prin comparație, costul hidrogenului verde ce are ca sursă vântul sau soarele ajunge la aproximativ 11-16 dolari per kilogram. Potrivit companiei californiene, aceasta ar putea furniza hidrogen regenerabil, similar cu cel solar și eolian, însă fără a folosi spațiul vast pe care îl necesită panourile solare sau eolienele. În plus, noua tehnologie ar rezolva și o altă problemă, cea a deșeurilor. Directorul executiv al companiei susține că în viitorul apropiat, deșeurile ar putea asigura o treime din nevoile lumii de hidrogen verde. Mergem mai departe cu o veste ce ar putea crea controverse. Pielea artificială pentru roboți, ce ar putea ajuta pe aceștia să-și însușească simțul tactil. Adică, noua tehnologie le-ar permite roboților să detecteze modificările de temperatură, textura unei suprafețe și forța aplicată în diferite situații. Astfel, vor percepe mai multe detalii și vor avea mai multă sensibilitate. În felul acesta, roboții ar deveni mai umani și, cu siguranță, ar putea înlocui mult mai ușor oamenii pentru anumite joburi. Și nu este neapărat un lucru rău. Având în vedere că sunt nenumărate joburi plictisitoare care nu fac plăcere nimănui, consider că roboții ar putea fi o soluție binevenită. Ceea ce cred eu că nu vor putea înlocui este creativitatea. Așa că nu ar fi rău și poate nici târziu să investim în direcția aceasta. Și încheiem episodul de astăzi cu o veste despre criptomonede. Microsoft este responsabil pentru crearea unui sistem care permite minarea de criptomonede cu ajutorul undelor cerebrale. Mai exact, sistemul scanează creierul utilizatorului, îi înregistrează semnalele biologice corespunzătoare realizării unor sarcini pentru a mina după criptomonede. Practic, este o modalitate de a plăti respectivul utilizator pentru efortul depus, de exemplu, pentru vizionarea unei reclame. Microsoft a depus chiar și o cerere pentru a patenta această idee, susținând că acest sistem ar putea fi folosit pentru Mechanical Turk, un site ce presupune îndeplinirea anumitor sarcini și ulterior plata pentru efortul depus. Rămâne de văzut totuși dacă se va aproba acest patent, mai ales că presupune și urmărirea comportamentală a utilizatorului în social media și în motoarele de căutare.
Gata și episodul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, mă poți susține printr-un like, un share, comentariile voastre mă ajută extrem de mult și, bineînțeles, abonați-vă dacă nu ați făcut-o deja. Până data viitoare, numai bine!